Bună dimineața! Cine? Pasărele? Pasărele pe câmpii. Vreau să ne jucăm copii. Da, luăm și acela la mana. Noi am uitat să facem o casă. Da, salutare la toți. Noi vrem să ne ducem azi până la bunica la mana. Să vedem ce mai face. Alex așteaptă să încărcăm ATV-ul. Luăm și ATV-ul. Ai prins compresorul? Aprinde-l. Să verificăm cauciucurile. Presiunea țeminte cât e? Cât? Până la 0,5. 0,5, corect. Punem presiune, punem benzină și coborâm remorca și o cuplăm. Ce acolo? Bunica la găini, da? Ce-i greu. Vrei să ajut și tu? Arena, când o să crească, să aibă și ea ATV, da? Arena? Să aibă și ea ATV. E că roata asta cel mai mult să dă drum, așa-i ține? Și nu înțeleg de ce, că parcă nu-i spartă. Nu, Alex știe cât are, încă nu gata. Dă ATV-ul acolo în spate. Să dăm remorca jos. Gata. Da. Gata. Bună dimineața. Ce ai? Da, bomboane la copii, da. Așa, hai să dăm remorca jos. Nu ține mai nicio. Mai am flat ATV. Bravo. Singur. Hai să vă arătăm cum asigurăm noi ATV-ul. Asigurăm să închidem asta. Stai, l-am pus drept? Da, drept, Alex. Să nu se deschide. În drum? În drum, da. Și legăm bine. Legăm bine. Îl punem în viteză. Frânele înainte, înapoi. Asigurăm. Uh-huh. Și... îl legăm încă. Hai, ce special, față, da? Și din spate, da, spune eu, iei vântul. Nu, și hopurile, și găurile. Da. Alex, uite că peste câțiva ani tu ai să o faci asta. Da, uite-te și suvați. Tata spune, Alex, plecăm, încarcă. Vezi, lăsăm aici puțin așa, mai liber, că să putem roti. Stii. Am făcut și o stație la supermarket și la farmacie. Copiii s-au luat înghețate dimineață. Să luăm niște medicamente pentru bunica de la farmacie. Mai facem și o stație la piață. De ce? Pentru că are nevoie de medicamente. Așa, oamenii mai în vârstă, când creștem, avem nevoie de medicamente. Ca să ne simțim mai bine. Și facem și la piață o stație să mai luăm niște legume, fructe, bunicuței. Cine dansează acolo? Vin să iei bombonelele. Am ajuns și la mana. Cuși descărcăm și ATV-ul. Ducem... Dar mai întâi ne ducem la bunica în ospiție. Da. Să ducem și cârja. Pe urma să venim aici la ATV înapoi, ca Alex plimbi. La Reana, albinele, ce e Reana? Ce s-a întâmplat? Așa aici, sunt insecte, albine. Uitați-vă.
Copăție. Pune-o în gură, în gură pune. A? Da? Au? I-am vrut la mama să-i pune. O, bunica și aranjată, grădina îngrijită. Mhm. Să venim să facem video la prășit aici. Aha. O să mai facem când o zi. Ce mai? Da, cireșe. Dar nu sunt cireșe. A, sunt, iau verzi. Nici nu le-am văzut, da, da, sunt. E mare, e bătrân copacul ăsta. E bătrân, dar mai face cred ceva. Cred că în iulie o să fie gata. Uh-huh. Măricele, da? Uh-huh, să găsteam. Așa zi, de-am gust. Uh-huh. Și la noi liniște, da, aici. Ia ce pșoara iese. Rusturoi, nu, ceapă, ceapă. Ce cald. De când am fost? Bica! Bica! Arena, când era mic, spunea Bica. Hai să dăm cadoul lui bunica. Este cadoul? Bunica se uită la Suleman. Cadou. Cadou cârjă, da? Cuși bunica, bunica s-o s-o înșerși. Eu încă mai șchiopătez puțin, dar... Stai, Arena, da, stai. Arena, vreau să-i dăm mâinile. Stai că s-o reglăm. Să-i vină lui bunica, să dăm. Că eu să faci și mai mare și... Da, da. Să fii bunică modernă în sat. Da. Cu două cârși, da. Cu două cârși. Punem așa mai scurtă și când îți crești mai mare, o ridicăm. Da, până sus. S-o ridicăm până sus, stai să găsesc. Unde-i? Ian... Ian vezi bunică. Stai, unde? Stai, mai sus trebuie, așa? Alex, ia stai puțin. Mai sus, stai. Ia așa. Dar stai că școtul ăsta să-l dau mai jos. Așa, ia. Da. Eu nu știu cum să măr cu dată. Nu, ții tot așa, pur și simplu, îți sprijini și în cot. Și în cot. Păi, așa, e bine, eu să o fac mai scurtă. Ian, mai scurtă să deal? Ian, da, așa? Mă. Că așa parcă mai bun. Păi, da, băi. E mai comod asta, așa? Păi, da. Că ai sprijinul la cot. Eu nu m-am gândit mai de mult să luăm bunica, da, chiar nu ne-am gândit. Eu, da. Nu m-am gândit. Că asta care nu are suport la cot, e mers și știi cum. N-ai echilibru bun. Da, asta și în cot și... Trebuie să sără piciorul ca să știi că îi trebuie la bunica cârșă. E bun așa înălțimea, da? E bun. E bun, așa e, nu știu. Ia mai scurtă. Ia așa. Ori așa ai zis că e scurt, prea scurt. Prea scurt așa. Facem test drive. Ia-ți mă acum. Eu ți arăt cum... Nu e greu, bunica, de... Poți să o faci mai lungă, mai... Adică, da? Pe asta e că apeși și de aici atragi. Apeși pe asta și de asta atragi. Da, mai jos. Bunica aici am cum cadou cu venin de șarpe. Venin de șarpe? Venin, așa spune. Așa, venin. Ia, și arată și de șarpe. E smerși prin grădin ca șarpele, bunica, așa. Nu, asta pentru articulații și pentru dureri. Cadouri de astea al bunica. Da, da. E, ți-am luat aici sămânță. Ți-am luat mai diferite. Bună ziua. La răspești. La și? La răspești. Ce asta la răspești? Așa e prins pește? Da. La curățe. Unde la? Mult? Nu, focadare. Unde la iasă? La iasă. Bravo. Ți-am luat mai diferit sudeți. Ți-am luat așa în pachet. Unde au? Nu vine mea, că am venit bunica să... Hai că e băț, vin în deal. Și băț! Nu, serios, mă, izvinați. De-a mă cârjă, nu băiat. Cârjă, am luat, am făcut cadou cârjă. Nu, nu trebuie, nu trebuie. Nu trebuie și el iargă, da? Ți-am luat așa, un pachet, să ne porcă e puțin. Și asta? Sămânță de castraveț, pepin. Și m-am întors înapoi, ți-am mai luat un pachet ăla. Pe drum? Apă, ne porc puțin. Și pe drum m-am mai găsit și așa și ți-am mai luat un pachet. Și de bostănie e fix așa. Vezi? E ca este. De-am matat să vedești pe poză. Ăștia-s bostănie. Și ăștia, de-am matat să iei. Bostănie albaștri? Da, e prima dată. Asta de-am cu sămânța. A, izdat, cred, cu cauciuc. E izdat cu ceva, da. Și de super afară. Aici care spun semințele. Aici nu, că aici e vița de vie. Dar are bunica în altă parte unde pune castraveți.
Ne ducem la deal. Băstănel, da, dovlecel. Ne ducem la deal. Scureți pești, Cristina. Eu am rămas acolo încă puțin să-mi explice lui bunica cu medicamentele. Și Alex totul a rămas. Totul a rămas cu ea. Bomboanele luăm, da, și te duci la Amelia, la Patricia, da? Da. Să-i servești. La Alisa, la Amelia. Da, Alisa, nu știu dacă, îmi pare că nu e aici Alisa cu Nelu. Eu pentru mama o surpriză îi fac. Pentru mama? Da. Să-i sufli în față? Hai, strânge mai multe și când ați vii mama, să-i sufli în față. Așteptăm să vii și Alex, scoate Mateviu. El a luat și cheia. El a luat cheia să nu el fure. Amelia cu Patricia s-a pensat. Am pensat până să vină ele. Hai să vedem noi peștișorii. Ce peștișori a prins nenea Ion. Cuță. A, Ariana, ia un cățeluș acolo. Ia un cățeluș. Rex. Îl vezi? Rex, îl vezi. Cum îl cheamă? Rex? Rex. Da, spune, mai este aici? Hai, vin să-l vezi pe Rex. Rexule! Simititielu! Ți! Salut! Simititiel, ce frumos! Hai, pune mâna pe dânsul. Pe acolo. Așa, încet, așa. Rex! Mumoase acolo. Mai mi-e si frumos el. Ia-l în brasă. Să mănânci? Da. Vrei să-l ții? Hai să dăm mâncare. Eu vreau să-l țin. Hai, țin. Așa. Așteptă-ți caraj, da? Este bel amur. Bel amur, da. Este caraj. Ești tot care asta. Super. Ia, dai să vedem. Mănânci? Băițel. Ei, băi, Corli! Nici n-au văzut, da. Pisică! Trei pisici! Trei pisici, una, două, trei. Da, nu trei, dar vreo șapte, opt aici. Dar nu știu pe unde sunt. Unde ți-ai rupt-o? Două ori. La domnul, nu prins? Da, prins la domnul, da. Aici era cu șupuneta mea. Ești da. Deja e Amelie. Bicicleta asta a fost al lui Riancic. Brum. Ce-i vrei tu? Tu vrei, cotiteu? Ia ca vine Alex, știi ești pe tine. Ce faci? Te mușcă de buric? Mă gâdeu. Ce faci el te linge, te mușcă? Te mușcă? Nu mă dorm. Af. Așa se frumoșai când ești micuț, așa e, Arena? Da. Rex. Rex. Rex îl cheamă. Ariana zice Lexus. Rex, nu Lexus. A venit la bunica și Alex o aduce pe Ariana. Hai, dă mâna. Hai să curățăm pești. Nu, afară ține. Să duci mai fă un cer dacă vrei. Stați la taifas? Da, bărfim. Da,
punem, cum spun, la cale. Noutățile? Da, da. Punem țara la cale. Țara la cale. Noi am venit la bunica, că tante Valea cu mine trebuie să duc la o zi de naștere. Și ne-a dat niște peștișori, așa că se coace mai aici. Se prăjim. Prăjim. Se prăjim aici. Foc la ghete, bunica, o zic că dar foc la ghete. Foc la ghete. Bunica, foc cartoșele gustoase. Aș mâncăm, dar peștele tot... N-ai ce faci, ești fără apă, nu poți să-l ieși așa. Trebuie să-l faci. Este, nu este mâncare. Ești cumpări, dă mama să le dăm. Iar iarbă? Iarbă, bă. Hai, runcă așa. Nu ți tem, nu ți tem. Așa, ca lumea. Așa, 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 ce fac. Ești cumpări iarbă. Tu-și mai rupi, mamă, rămânești. Cristina s-a apucat de curățit. Nu știu, bunica s-a speriat de mine și țâmpă. Apoi și-a putut să... fugă de la mine, ia, să mergi când vii. Maturat, așa, bravo, ajutăm pe bunica, da. Alexandru, stai lemn. A fost, cum am mai spus, la tante Valea, ei se duc la o zi din naștere. Și mi-a dat nouă niște peștișori și să mâncăm. Și Amelia cu Patricia, fetele tot nu s-a acasă, pensat. Și a trecem deja când ați plecăm să lăsăm niște dulciuri. Unde vrei? Am venit cu Alex. Am venit cu Alex, pusim pe dealuri. Hai, dai, dai, nu te teme. Așa. S-a saturat de drumuri și vrei pe deal. Nu ți teme, dă-i înainte! Văile de la Mana. Uitați-vă ce frumos aici. Ce frumos și liniște. Și așa scodri. Dacă nu pe deal rușele, când trăim aici, pășteam văcele acolo, pe aici. Mine puțin piciorul mă doare, dar... La tine nu-ți primește, pentru că tata ținea frâna și din față. Da, asta e frâna din față. Și ții nu ți comod să apeși și frâna și să dai, să accelerezi. Și am spus, pe dealuri, spate, tata îți dă voie la maxim, da? Cu toate că n-ai casca, am uitat casca să o luăm. Dar pe drumuri mergem foarte încet, da? Și suntem foarte atenți la animăluțe, la copii. Hai, dar aici poți să-i dai cât poți, hai. Dacă tot suntem pe văile Mani, am vrut să întreb, poate cineva are vreo casă de vânzare. Avem nevoie de o casă bătrânească, la Mana, la Curchi, la Vatici, Suburbii, la Chișinău, adică unde o fi? Poate cineva cunoaște de la altcineva că vinde, poate că ne-am uitat în anunțuri și deloc nu găsim nimic. Dacă cineva cunoaște, scrieți, vă rog, puteți să-mi scrieți pe Facebook Messenger sau pe e-mail
regediton@gmail.com sau îl găsiți în descrierea canalului. În anunțuri nu găsim nimic. Poate cineva psihotare se gândește să vândă, dar nu a pus anunț. Poate să curgă și acoperișul, adică păreții să se dărâme. Scrieți, poate cineva cunoaște. Noi căutăm acum în Mana de dorit sau Suburbii la Chișinău, în orice stare și nu găsim deloc nimic. Nu este nimic. Și, gata? Da, gata. E săturat? Da, m-a săturat. Hai să mâncăm pește și cartofi la bunica. Da. Gata voi? Am prăjit numai cât o să mâncăm. Până că pe urmă o să mai prăjească. Când te găiuți afară, hai în casc cartoșelile în calță. Rota pizza. Da, da. Că făină așa de porumb. Am ajuns acasă. Am parcat ATV-ul. Și remorca. Și Cristine i s-a făcut poftă de frigărui de porc, anume ceafă și la lemne. Și eu și drept aș mânca. La bunica am mâncat cartofi și pește, dar când ieșeam din sat era un miros așa de frigărui și Cristine i-a finit poftă. Da, și eu. Nu-mi place, nu-mi place mai ales acum vară mai mult cărniță, salată. Marinăm repede carnea, o marinez eu și mă duc să fac focul până să marineze carnea și coasem și mâncăm. Da. Noi aici cu Ariana finisem puzzle-ul, da? Cu Elza. Și Sergiu Sărăcuțu a rămas la bucătărie. Pentru că Ariana m-a luat la puzzle. Da. Alex e în drum. Da, Sergio să vă demonstreze o rețetă de-a lui de frigărui de porc. Adică cea mai bună, care ne place nouă. Nu e de-a mea, Jenia ne-a spus-o și-o găsit-o pe internet, pe un site secret acolo. Aha. Dar eu să vă spun, frigărui are un miros așa gruzinski, cum spune, ca din anii 90 când se vindea frigărui la piață, știi, cu la bucată. Și acum vă spun rețeta. E foarte simplă și foarte repede să faci. Pentru început, fierbem din sărățești. Am fiert frunze de dafin și piper negru. Babi. Cam cantitatea asta la un kilogram de carne. Am fiert-o. Acum o lăsăm să se răcească. Cam cât cantitate? E vreo 700 de mililitri de apă. Aproximativ, adică poate să fie și 500 de mililitri, da, și 900, da. Adică nu neapărat. După ce se răcește, adăugăm o lingură de zahăr, două linguri de sare și două linguri de oțet. Multă ceapă, eu am pus 3 cepi. Multă ceapă, tot asta amestecăm și jumătate de oră. Da, noi nu punem pe noapte sau ceva, adică... Jumătate de oră e destul, da, hai o oră, țineți o oră, dar nu mai mult. Nu, și e foarte gustoasă, nu trebuie apă minerală, bere, vin sau și mai pun acolo ketchup. Și am luat așa o bucată de ceafă noi, Cristina a luat. Și o să tai bucăți mari pentru că Cristina vrea pe șompul mare. Deci să fie gruzinski. Gruzinski. Deci o să facem așa bucăți mari. Îmi place așa. Pe șompul și la foc tare coacem așa ca înăuntru să rămâie suculent. Și cam asta. Dar să nu fie crud. Dar să nu fii crud, desigur. Mie îmi place anume ceafa la frigărui, foarte tare. E că așa am tăiat carnea. Vreau, ce e important, mai întâi carnea se pune cu ceapa și se mestecă. Și cu... Are capac? N-ai spus, da. Așa. Cu piper măcinat. Copii. Amuzant, așa pe tip, e la dânsul, e interesant. Așa. Și mestecăm bine carnea cu ceapa. Așa, să iasă toată zama să iasă din ceapă. Opa. Să-mi bibi puțin, cred. Și după asta turnăm consistența asta cu sare, cu apă, cu dafin, cu ce am spus mai devreme. Cum am mai spus, jumătate de oră, focul la noi l-am prins deja și așteptăm. Fac și o sălățică. Fac carbonile și facem frigărui lui Cristina. Dar și Sergiu nu va mânca? Va mânca și Sergiu, dar tu erai cu pofta.
Eu dacă nu aveai tu mare poftă, eu mâncam și nu știu, paste cu... Eu vreau cărniță de mâinile tale pe șompule. La cărbuni, la lemne. Așa. Și acum eu am pus deja zahărul, oțetul, sarea, am amestecat bine. Și acum turnăm tot asta aici. Apa să fie la temperatură deja răcită, da? Să nu fie fierbinte. De durit, dar știi cum, dacă o fierbi, e greu să răcești. Și... Adică poate fi o leacă călduță. Eu am pus două bucăți de gheață. Mm-hmm. Dar poate fi o leacă călduță că carnea e rece și e să oricum se răcește repede. Mm-hmm. Iar că eu am pus prea multă apă, vezi? Da, da. Trebuie ca la un kilogram de carne, jumătate de litru de apă, cred că e destul. Mm-hmm. E doar să o acopere. Da, da, nu-i problemă. Și mai amestecăm așa bine cu marinada asta. Lăsăm jumătate de oră în frigider și... Și la mâncare. Și focul deja ai făcut. Când bate vântul în față. Lemniți de storiu la noi, astfel e 3 șompuri. S-au deschis sezonul, e ca acolo cineva chiui. Alăturea fac frigăroi. Deja au făcut, când am venit Iușafum. Peste drum la noi fac frigăroi. În stânga vecinii au făcut ieri frigărui. Și aici chiar să nu vrei frigărui, dar când începi cineva să facă și vine mirosul de frigărui, vrei și tu. Ce faci aici? Vreau să fac un live, Alex, mai nu ne-ai stricat live. Și super? Super? Eu n-am stat de-am trecut în el. Da, că eu, noi când l-am spălat era ud, el câteva zile pierna asta până s-a uscat și acum deja e uscată și... Deci faci salata, de carne. Salata o faci tu, de-am. Nu. Hai, am jumătate de oră să fac live, am cu fete. 50-50. Nu, ea să întârzești mai mult jumătate de oră, da, până da, să faci foc. Da, spui. Uh-huh. A să trag un pui de somn, atin. După mâncare, de-am. Ei, da, dacă după mâncare trag un pui de somn, mă trezați mai dimineață. Și gata focușorul nostru. Am format puțin cărbunii. Așteptăm vreo 10 minute să depun un strat de cenușă. Că-i prea puternic acum. Ai. Cristina, așteaptă-ți. Pun că salata și așteaptă. Eu gata. Eu... Da, o chemăm și pe Alex. Ariana nu vrea, da? Cum am înțeles? Mm. Nu, da? Eu am mâncat plăcinte în mașină, am mâncat înghețat. Știi că e la noi. Mm-hmm. Pe legumi. E bine, mâncăm noi. Acuși carne, gata. A venit și Alexunia. Îți mănânci? Da. Da. Două minute și gata. O venit ceriancic! E mirosită carne, s-o răzgândit, s-o puși salat, așteaptă carnea! Ciucu! Eu leacă răcoare și ne-am dat câte ceva. E răcoare. E pentru noi. Am uși bio paharul ăsta de vin și lasă și vă frega să mai dezbrac. Mâncare! Cușat! Cușat! Cine face așa? Cușat! Nichi? Așa, hai mă mica să gustie să vedem. Ei au fost cei mai pofticioase. Da, să-i dau întâi Mariana. Alex, e gata. Asta ai vrut. Mm-hmm. Bun, da, e ca asta e mea uscățică. Vedeți? Da, da. Da, asta e mea suculentă. E cam își bătai la toți. E ca Mariana. Ai poft mari la toți? Mulțumim. Dă-mi asta, te rog, mână. Care asta? Să gusti? Hai gust. Hai, da, la mama. Hai, cărbinci. Ei surăcit, până tăie tu, mamă. Gustos? Da.